acum admițând că nu e tot publicul care a participat la lansările anterioare, în speță la cele cu Andrei Creșu și cu Radu Paraschivescu. Am bucuria să îl introduc în publicul de astăzi, în fața dumneavoastră, pe Mircea Cărtărescu, cu ediția de colecție, cum înțeleg că se numește la Humanitas, o publicare de acest fel, a Orbitorului. Atunci când apar cărți în această formă grafică, înseamnă că editura a decis că e vorba de texte fundamentale, că e vorba de texte care au marcat fie istoria literaturii sau a culturii omenirii, fie istoria autohtonă a culturii. În cazul acesta, ne-am gândit că trebuie să existe raportul între minunăția conținutului și frumusețea tipăririi pentru Orbitor. Mi-e foarte greu să vorbesc în fața lui Mircea Cărtărescu, autorului, trebuind să spun vorbe mari, pentru că știți prea bine că atunci când lauda este excesivă, ea, căzută în urechile celui pe care e vizat, încep să sune neplăcut. Îl rog pe Mircea Cărtărescu să fac abstracție de faptul că e lângă mine, dar trebuie să spun ceea ce cred referitor la această carte. Cred că este cea mai importantă operă în proza literaturii române. Nu de după 45, dintotdeauna. Este... Nu știu să disting în preliminariile literaturii române înainte de război, în secolul XIX sau în interbelic, un echivalent al acestei capodopere. Deci ar fi bine să fim conștienți că ceea ce sărbătorim acum este una dintre producțiile produsul number one al prozei noastre. Știți, dacă am pune la oaltă dosarele acestei cărți, dosarele de presă ale Orbitorului tradus în alte limbi, față în față cu dosarul presei autohtone despre această carte, diferența ar fi pe semne de la 1 la 10, la 20. Nu are rost să intrăm în analiza acestui straniu fenomen. De ce un scriitor poate fi lăudat pe meridianele lumii în felul ăsta și întâmpinat cu tăceri sau cu indiferență în presa țării lui? Ceea ce marchează această carte și ceea ce explică presa, de că dosarul de presă străin pe care vă aminteam, este că străinii au avut senzația pe care a exprimat-o foarte bine unul dintre criticii literari. O masă de sufragerie cu 6 scaune, un dormitor complet, o canapă, cel de la măsuțe de cartea, măsuțe de ziar. Deci de la ediția americană cărții și care spune acest lucru. Orbitor a făcut ceea ce puține alte opere au reușit. A transformat literatura română în literatură de clasă mondială. Îmi amintesc geneza acestei cărți, altfel spus, biografia ei, povestea vieții ei, pe care am evocat-o și cu altă ocazie. Bănuiesc că atunci când trilogia s-a încheiat și când apărând Orbitor aripa dreaptă, am făcut împreună cu Mircea Cărtărescu lansarea de închidere a ediției la Crețulescu în 2007. Și atunci am evocat, ceea ce am să fac și acum, povestea acestei cărți. Cred că în 1994 Mircea Cărtărescu am avut cu el o discuție în biroul de la Humanitas și mi-a vorbit pentru prima oară de proiectul acestei cărți. Cred că scrisese o parte din ea, din primul volum. În orice caz, mi-a dat un calendar al cărții și mi-a spus că va apărea în următorii și făcuse un plan care pe mine m-a speriat, pentru că noi nu suntem obișnuiți să ne proiectăm operele pe zile, luni, ani cu exactitate. Ori el a venit și mi-a spus: voi publica volumul 1
la anul, vă voi da volumul 2 peste atâția ani și volumul 3 în cutare an. A depășit, din fericire, adică vreau să spun din fericire în sensul că nu m-am spăimântat până la capăt. Proiectul pe care îl făcuse era acoperitor, dar a greșit, cred, câțiva ani. Elaborarea acestei trilogii a durat, dacă nu mă înșel, 13 ani. 14. Din 1994 până în 2000, cred că a început cu un an înainte, până în 2007. 96 a apărut primul volum, în 2007 primul, dar elaborarea primului a fost anterioară anului publicării. Faptul că te afli în fața unui gest de 13 ani ar trebui să te covârșească, cel puțin pe mine mă covârșește. Bănuiesc că pe Mircea Cărtărescu, atunci când vrea să-l înțeleagă, nu știu dacă poate, pentru că avea puterea continuității, mai ales în țara asta, este un lucru foarte greu. Nu e puțin lucru, știți, un om cu înzestrări excepționale nu-și reușește performanța decât dacă are domesticitatea puterii de muncă, dacă e în stare să lucreze ca un meșteșugar. Al minteri, geniul singur, fără acest efort drămuit și sistematic, nu duce la rezultat. Ori la noi fibra se frânge, se rupe repede. Nu e cazul lui Mircea Cărtărescu și niciodată când l-am privit, n-am înțeles de unde a apărut neamțul din el. După ce scrie așa ceva, ridici un semn de întrebare și publicului, și editorilor tăi, și prietenilor tăi, și îți spui, dar ce va urma după asta? Mai poate să urmeze ceva? Spaima, cred că și a autorului, și a cititorilor, pe de altă parte, că nu știi ce se întâmplă după ce dai o capodoperă, și că tu singur ți-ai dat o provocare pentru care nu știi dacă, căreia nu știi dacă ești capabil să-i răspunzi, cred că este marea trauma autorului. Ori, în urmă cu o lună, cred, am asistat la librăria Cismigiu, cu Humanitas din Cismigiu, la lectura unui fragment dintr-un nou roman din care Mircea Cărtărescu a scris, mi se pare, 3-400 de pagini și care va apărea când va vrea el și ne va spune el. Are un titlu de lucru, dacă nu se supără că-l divulg, Anomaliile mele, și ceea ce ne-a citit atunci în seara aia a fost, vă rog să mă credeți, un moment de grație. N-am să mă apuc să vă povestesc despre ce era capitolul, fragmentul. Dacă o să vrea, o să facă el, va spune el dacă vrea sau nu să intre în laboratorul operei viitoare. Știți? Mă gândesc atunci când citesc o carte a lui Mircea Cărtărescu și când mă uit la felul în care reacționează critica literară de la noi, că se va produce cândva, atunci când critica literară se va alinia faptei lui Cărtărescu, se va produce în istoria literaturii române, nu știu când, peste 10, 20, 30 de ani, atunci când se va putea evalua cu adevărat șocul Cărtărescu. Îl rog încă o dată să mă ierte că a trebuit să vorbesc în felul ăsta în prezența lui și îl las pe el acum să descurce după tot ceea ce v-am spus. Da, mai vreau să spun ceva care era esențial. Știți, atunci când un scriitor reușește, cum spunea criticul american aici, că a reușit să împingă literatura română pe orbita mondială, asta este o judecată generală, să spunem. Dar lucrurile se petrec în concretul lor altfel. Un oraș
o capitală a unei țări, devine personaj literar mondial. Bucureștiul nu exista în conștiința literară a lumii. Orbitor e cartea care a făcut din București una dintre capitalele lumii, așa cum a făcut Dublin, a devenit celebră și personaj literar în Joyce, așa cum Lima a devenit celebră datorită grației lui Vargas Llosa, așa cum cartierul Miraflores, pe care îl evocă mereu romanele lui Vargas Llosa, își găsește corespondentul în cartierul în șoseaua Ștefan cel Mare, în moara care a fost dărâmată între timp. Toată această mitologie citadină aparține de acum unei literaturi care nu mai este națională. Este literatură, aparține unei literaturi care poate fi absorbită ca atare în cultura altor popoare. Se va vorbi despre București grație acestui roman, cred, nemai confundându-se cu eterna Budapesta.